Nu știu de ce, am impresia că merge prea repede. 25 40 60 80 90 100 120 170 180 Cam mult. Teoretic, dacă motoarele astea merg pe 48 de volți cu 25 de amperi de descărcare pe 11 inci, prind vreo 50-60 de km la oră. Dacă extrapolăm dimensiunea roții de la 11 inci la 28 de inci, ok, cred că merge puțin cam repede, o să o limitez la sfârșit. Acum am fost la un bike shop și mi-am luat așa o pipă care se potrivește exact pe ghidon. Niște pedale frumoase cu grip, 30 de lei, 40 de lei, nimica sofisticat, dar tot ce e nevoie ca să pot să mă dau cu bicicleta pe stradă. Am luat cămăși pentru schimbătoare, capetele care trebuie pentru cămăși și un set de aripi 30 de lei de plastic. Hai să montăm toate astea, momentan nu am un step down și mă ocup de ce am cumpărat. O să încep cu cămășile astea, am luat două bucăți cu 2 metri din fiecare și prima știu că trebuie să intre pe undeva pe aici, după aia iese pe aici și după aia intră iară pe aici, cred, și iese la final pe aici. Deci prima dată o să intre pe aici. Așa. Scot pe aici. Bă, pe aici, așa. Așa. Și acum trebuie să iasă singur pe aici, dacă ar fi ieșit. Ok. Încă pe cel. Așa. Și asta vine aici. Ok. Cele trei viteze pe care o să le folosesc sunt 7, 6 și 5. O să mă ghidez după ăsta de aici. 7 este pinionul mic, 6 este pinionul mijlociu și 5 este pinionul mare. Și celălalt schimbător, ăsta de aici, care o să intre prin ultima gaură rămasă de aici. Așa. Avem și aici 3 viteze sau 8 viteze, dar le folosesc doar pe foile pe care le am. Hai să pun și pipa acum. Pentru pipa asta văd că trebuie să mai scot din distanțiere. Scot pe astea. E ok acum. E larg. Da. Ok, având în vedere că nu pot să-l pun pe ăsta, nu mai vreau să fac adaptări la pipa aici, vreau să fie fier pe fier, o să-l pun pe ăsta de la Ștefan, care este de la X20. Practic e același ghidon, doar că are o grosime mai mare aici și vine perfect în pipa mea, cea nouă. Uite așa, ăsta da, așa că trebuie să mut toate chestiile astea de pe un ghidon pe altul și revin.
Am terminat. Manșoanele le pun mai târziu. Îmi place cum arată aici. Așa. Am aici lanțul vechi, care a funcționat așa cum e. Mărimea a funcționat pe 3 viteze în spate și parcă 3 în față. Deci ar trebui să funcționeze și acum. Așa. Doar că nu prea funcționează. S-a terminat aici lanțul și s-a mai terminat aici. Asta pe pinioanele mici, în ambele părți. Gata, am montat lanțul și aripa pe spate. Hai să punem și pe față. Sunt ok momentan, nu prea îmi plac, dar își fac treaba. Hai să punem și pedalele. Frumos. Ok, puteți vedea aici rezultatul parțial final, pentru că nu e gata, totuși am descoperit o problemă în timp ce dădeam prima tură cu bicicleta, bateria se consumă foarte repede, asta înseamnă că are nevoie de ceva reparație, ceva celulă pe acolo nu e bine pusă sau a murit, pentru că am început proiectul ăsta acum multe luni și bateria asta degeaba de atunci, așa că e normal să se întâmple. Nu contează, să dăm o tură să vedem ce am făcut, dar între timp am mai făcut niște modificări, am reușit să repar un step down de 10A, am instalat luminile pe el, am instalat semnalizările, am dat protecția de șa jos pentru că mi se pare că arată foarte bine șaua asta împreună cu manșoanele. Sunt practic de pe aceeași bicicletă, dacă mi-aduc bine aminte, sunt pereche cum ar veni. Am reușit să integrez schimbătorul pe care îl pusesem inițial de viteze lângă accelerație, așa că am mai mult spațiu pe ghidon acum, am reușit să instalez manșonul cu totul și am numit-o Wally Dual pentru că mi se pare că seamănă, din cauza farurilor, seamănă cu Wally, dar are și două motoare față de Wally care avea, cred, nu sunt sigur, că avea doar unul. Și acum hai să dăm o tură doar așa să vedem cum se aude, pentru că nu se dureze foarte mult. Ok, avem 52 de volți. Din păcate bateria o să moară în orice moment de acum, pentru că, cum v-am spus, are ceva probleme. Dar i-am dat un motor, se aude foarte frumos. 2 motoare. S-a plecat. Nu știu dacă îmi arată kilometrajul corect, dar merge foarte frumos, fără să știu cu cât merg, nici nu mă interesează. Deja a scăzut la 51,6. 48. Avem frâne electrice la ambele manete. Dacă mai și pedalezi, cred că merg cu 32 acum, dar cred că merg cu mai mult. 43 de volți, a scăzut foarte mult și de-aia moare bateria, pentru că la 41 nu taie curent, ceva nu e bine acolo. Patru șase de volți.
47, 46, 45. Poate la drum drept, dacă merg treptat așa, nu o să moară și să vedem cam cât prinde. Nu se aude absolut niciun zgomot, deci foarte, foarte clar. Hai să vedem la drum drept. 43 de volt, 47, 45, 42, uite, era să moară acum. 45, nu văd, dar merg cu 42, așa ne arată. Și am 44 de volt. Gata, a murit. Asta a fost 9 volt, 8 volt, 7 volt, 3 volți și a murit, gata. Deci asta a fost momentan testul. Cel mai probabil am celule moarte în baterie. Hai, cu ce să mă tragi?